a fost secvența de pe mare, în care Scomar, agărțit de coa serviciu Scomar, a detectat o țintă la 20 de mile marine travers de vama veche, țintă care nu a reușit să fie contactată pe linia comunicațiilor utilizate de către nava Poliției de Frontieră, OPV Ștefan cel Mare, care a fost trimisă în interceptarea acesteia. Fapt pentru care o embarcațiune rapidă a procedat la interceptarea țintei, a observat că se vorbește despre un pescador din lemn cu aproximativ 500 de persoane la bord, așa este exercițiul. Persoanele au fost transbordate la bordul navei OPV Ștefan cel Mare. S-a efectuat controlul navei de către scafandrii. La bordul OPV-ului navei Poliției de Frontieră au fost luate primele măsuri, un control corporal sumar, un control sanitar primar. Au fost aplicate brățări pe culori în funcție de sexul acestora, de dacă sunt minori, dacă sunt grupați pe familii. Iar în acest moment am ajuns în terminalul de pasageri al portului Constanța, unde persoanele transbordate la bordul navei Poliției de Frontieră vor fi duse la mal. La mal vor fi mai multe proceduri. Cât de mare este pericolul migrației ilegale pe Marea Neagră? Acest fenomen există. Au fost ani în care nu am avut nicio situație cu care ne-am confruntat. În acest an am avut până acum o embarcațiune cu aproximativ 42 de migranți. Anul trecut vorbim despre 3 embarcațiuni cu aproximativ 160-170 de migranți. Toate aceste situații au fost gestionate exact cum vedeți și astăzi în acest exercițiu. Numai că acest exercițiu face parte dintr-un proiect mai mare, finanțat de către statul norvegian, care asigură o capacitate de reacție pentru 500 de persoane, inclusiv pe mare, cât și mai ales în centrul integrat aflat în curtea gărzii de coastă. De când s-au luat aceste antrenamente? Aceste antrenamente, cele mai multe, sunt reale. Adică noi ne confruntăm cu astfel de situații, ne-am confruntat de-a lungul anilor, știm cum să acționăm. Dar acest antrenament este unul pe care noi îl facem periodic, anual, bineînțeles, în funcție de anumite situații, dar fiind vorba despre acest proiect, este în cadrul acestui proiect și trebuie să testăm capacitatea de reacție a tuturor instituțiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și nu numai, pentru gestionarea unui astfel de eveniment în care sunt implicate un număr de 500 de persoane.